În edițiile precedente, cu care s-a încheiat anul 2008, am pornit pe urmele lui Vasile Șeimaru, mai arăt odată superbul lui album. El a parcurs 100.000 de kilometri, a vizitat toate comunitățile românești încă vii, acolo unde mai trăiesc români băștinași, la nord, la vest, la sud, la est. I-a filmat, i-a fotografiat, ne redă pe această cale bogățiile care ne-au fost răpite de-a lungul istoriei. I-am încercat sau încerc de aici înainte să-l urmez, vorbind despre istoria celor oameni, acelor comunități românești, ce s-a întâmplat cu ele în timp, dar și despre comunitățile românești care nu mai există, pentru că au fost deja înghițite. Am vorbit despre cei 500.000 de vlahi cehi, adică de foști români care astăzi sunt cehi, mai păstrează sute de cuvinte românești în limbă și mai au obiceiuri, mai au credințe, dar nu ne mai aparțin, ca și goralii din Polonia despre care vom vorbi. Am vorbit puțin tăr și despre huțani, acei foști traci care au fost slavizați, n-au apucat să fie romanizați, deci nu au apucat să fie români și care se înțeleg, așa cum spunea Eminescu, foarte bine cu românul, chiar dacă nu vorbesc limba, de parcă ar intui ceea ce le grește un țăran român. În sfârșit am în două episoade, m-am vorbit două ediții despre românii din Transcarpatia, din acele vechi vetre românești care au fost răpite și care n-au făcut parte decât din voivodatul Maramureșului sau din alte voivodate ca Bereg, Ugocea, niciodată din statul pe care noi l-am numit România Mare, dar care n-a fost România Mare nici cât a existat, ci o Românie micuță față de România rămasă, cum a spus Iorga, în jurul României. Pentru cei care nu știu exact, cam unde se află acest ținut Transcarpatiei? Deci acest ținut Transcarpatiei, la nordul Maramureșului nostru, încă o dată pe atâta Maramureș dincolo, plus părți din județele, din fostele ducate, Bereg, Ugocea, din țara de la Mucaci, sau Tăra Bogdana, despre care a vorbit în edițiile precedente. Este vorba despre 12.800 de kilometri pătrați, o regiune aflată astăzi în Ucraina, în care mai trăiau în 1989 declarați români 45.000, în 2001 mai trăiau 32.152 de declarați români. Este o regiune care, așa cum am văzut, din punct de vedere istoric, a făcut parte din regatul ungar, într-o primă etapă, între 896, momentul în care începe și etnogeneza ungară, și 29 august 1541. În 1541, stimați telespectatori, vă rog să rețineți, Ungaria a dispărut de pe harta Europei. Toți cei care folosesc termenul habar n-au de istorie. Asta ca să-i dau o replică domnului Marco Bello. Ungaria nu mai există. Există Ortama Caristan, adică un pașalâc, zicem noi, de fapt un vilaiet turcesc cu capitala la Buda, de la 29 august 41. Ungaria există pe jumătate din 1867, când are loc dualismul. Deci până la 1540 a făcut 41, a făcut parte această zonă din Ungaria. Este zona unde începe etnogeneza ungară, în jurul Mucaciului, Mucaciu pe românește. Cuvântul Mucaci, așa cum am văzut, vine de la muncă, alt cuvânt românesc, pentru că au luat cu mare trudă militară zona. După care, la 1541, este ocupată zona de Germania. Germania a fost unul dintre cei mai feroci adversari ai poporului nostru de-a lungul istoriei, Imperiul Romano-German. Am evitat cu tot felul de formule Habsburgi, austrieci, Austria n-a existat până la 1806, când Imperiul German este distrus de Napoleon și apare Imperiul Austriac. În 1806, până la 1867, când deci apare Imperiul Dualist. După 1918, acest teritoriu, în mod clar și categoric, ca și cel al românilor timoceni, trebuia să intre în componența României Mari, nu s-a putut, marele putere au vegheat să rămâne mici, din punctul lor de vedere puteam să nu existăm deloc și era foarte bine, punct de vedere care nu s-a schimbat, din păcate, și acest teritoriu a intrat în componența Cehoslovaciei. Dar acesta urma până în 1938, când s-a produs la 2 noiembrie primul dictat, mă rog, arbitraj, zic ei, de la Viena, când ungurii au pus mâna pe Germania și au luat Sudeții, ungurii au pus mâna pe 12.000 de kilometri pătrați din acest teritoriu românesc aflat în Cehoslovacia. După care, în 1939, în 15 martie, apropo de sărbătorile astea lor care n-au nicio legătură cu spațiul nostru, 15 martie este începutul Revoluției la Buda și la Bratislava, nicio legătură cu Transilvania sau cu teritoriul al vreunui stat românesc la acea dată. Iau și restul,
cele câteva sute de kilometri pătrați rămase. Intervin, bineînțeles, rușii, tari și sovietici, printr-un tizmănean celebru la data aia, s-a numit în realitate Max Wallach, era un ticălos de origine română, evreu român rusificat. L-am cunoscut în istorie sub numele de Max Maximus Litvinov. Este cel cu care s-a făcut că negociază, aici este o poveste întreagă, Titulescu. Rămâne de văzut în ce măsură negocierile au fost sincere și de o parte și de alta și nu teleghidate, comandate de terțe părți. Pentru că rezultatul negocierilor prin limba sârbă a fost nul și noi istoricii, prin prisma rezultatelor, analizăm o persoană. Nu prin faptul că dă-i și luptă, dă-i și luptă, a luptat până a pierdut totul. Deci Wallach, adică Litvinov, are o idee măreață să inventeze pentru prima dată în istorie Ucraina Carpatică. Și rușii trântesc cu tupeul caracteristic o Ucraina Carpatică cu capitala la Hust, străvechea cetate pe care o revendica Mihai Viteazul ca fiind românescă și care chiar era în teritoriul românesc și românesc, centrul românesc dintotdeauna. O Ucraina Carpatică ce primește ca președinte, bineînțeles, un trădător român. Pentru că avem atâția. Inadmisibil de mulți, deci o uscătură de-a noastră, deja rusificat, venind din părțile răsăritene, și care se numea Augustin Voloșin. Adică Augustin Românul, venea din Transnistria. Această chestiune deci, se întâmpla în ianuarie 1939. În 1944, Transcarpatia este ocupată pur și simplu de tovarășii sovietici, care o atașează invenției numite Republica Sovietică Socialistă Ucraineană. Capitala este mutată acestei regiuni în orașul Ujgorod. Românii se spune că mai sunt de jură 32.000, din care câteva sute în cele 11 raioane ale Transcarpatiei și marea masă a lor în celelalte două raioane, Rahiv și Teachiv, cum spun rușii, care sunt la granița, deci Maramureș și istoric la granița cu România. Este zona muntoasă, zona Carpaților păduroși care se întinde spre răsărit. Tot acest teritoriu și cu Moldova în vechime forma un tot unitar, nu este concluzia mea, este a unui cercetător, profesor istoric și filolog din Ucraina, Gheorghe Gorda, de la Voloca, acolo are domiciliu forțat pentru că a trebuit să plece de Cernăuți și ne spune adevărul, acolo este în cel mai bun caz îndepărtat. La noi se găsesc formule mai inteligente. Este îndepărtat pus, unde se spune adevărul, de către marii deținători. Între această zonă răsăriteană și zona furată de la Moldova, partea de lor de așa zisă Bucovina, astăzi regiunea Cernăuți, se întindea o altă regiune românească. Astăzi este o regiune ucrainiană de păduri și puțin locuită, numită Ivano-Frankivsk, deci un nume care nu are nicio legătură cu, dar fiind zona montană, de aici și până în Transcarpatia de care am vorbit, mai sunt ca locuitori boici, lemchi, loșcarini, huțani, mocani. Ei mai au conștiința aparținând acestui. Mocani, da, ăștia mai vorbesc românește. Și cei despre care discutam noi cândva, poporul care zice Radio București, din satele alea două, Mirche și Poroșcă, o descoperiți în 1999. Într-o cutiuță care... Când și-au dat seama cine sunt, pentru că ei își pierduseră și numele. Limba o vorbesc. Nume n-aveau, vorbesc limba pentru că n-au popă care să-i prostească în limba străină, n-au școală care să-i prostească în limba străină, n-au avut nici instructor UTC, n-au avut nici televiziune cu post de televiziune în limba lui Marco Bello ca să-i tâmpească că sunt altceva. Și deci au scăpat ca români. Dar trăiesc la nivelul anului 1000, din punct de vedere economic și social. Și când au auzit ei la un radio cu tranzistor vorbind Radio București, Radio România Actualități, au început să plângă și au avut așa o criză și au o identitară și au dat seama că ei aparțin poporului care se cheamă Radio București în 1999. În rest, în acești munți, Carpații păduroși, n-am aruncat cu foile precum unul dintre comentatorii noștri cu papucul, dar urmează. Există toponimele, deci acești munți pustii astăzi, acești Carpați păduroși care n-au fost niciodată după crainicii noștri, n-au aparținut nou românilor, noi ce să căutăm, n-avem noi treabă cu... Se numesc și astăzi Zbănuleț, Petros, adică Pietrosul, Ledescul, articulat cu L, Măgura, Cucul, tot articulat, Chicera, Prislop, Brețcul,
Drebenescul, Muncel, Țapul, nicio legătură cu Emil Constantinescu, ăla era de la Bender. Mucelnic, Argelingiu, Scopercul, Garmonescul, Groapa, Voitul, Menciul, Țarcul, exact ca și în Kosovo, unde munții mai poartă nume românești, dar românii nu mai sunt. Deci sunt zone care atestă genocidul etnic și cultural comis asupra românilor și încă în timpuri recente de istorie. Acestea fiind zise, să vedem ce se întâmplă cu românii din, în concluzie, pentru că istoria lor am parcurs-o. În Rahău, sau Răhău, botezat de către ocupat Rahiv, există declarați 10.500 de români. Nu declarați, sunt mai mulți, dar ăștia sunt aia care au curaj. Centrul este la Apșa de Jos, pe care v-am arătat-o în imagine din emisiune trecută, care a fost botezată împreună cu Podișor și Valea Malului, deci două sate învecinate, toate trei având nume românești, Apșa de Jos, Podișor, Valea Malului,